dar bine v-am găsit, mulțumesc pentru primirea frumoasă. O zi frumoasă, un eveniment frumos, dați-mi voie să vă spun și dumneavoastră și celor care se uită la noi, felicitări de Ziua Europei. Este o zi frumoasă aici în Sibiu, o zi mare pentru România. Începe summitul de la Sibiu și astăzi de Ziua Europei, Europa vine în România. Aici, din centrul României de la Sibiu, se va decide viitorul Uniunii Europene. Peste câteva minute vor începe liderii de state, liderii de guverne să sosească aici, în Piața Mare. Ne vom întruni și vom decide cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Avem pregătită o declarație pentru cetățeni europeni, declarația de la Sibiu, care va arăta că suntem hotărâți, suntem uniți, știm ce vrem, dorim să ne implicăm pentru un viitor foarte bun al Uniunii Europene. O zi foarte importantă pentru România, o zi foarte importantă pentru români. Astăzi Europa vine la noi. România contează, românii contează. Domnule președinte, există și un apel al liderilor europeni de Ziua Europei privind participarea la alegerile europarlamentare care se apropie. Sunt printre semnatarii acelui apel și nu întâmplător a fost lansat astăzi de Ziua Europei. Toți președinții din Uniunea Europeană, președinții de state, am semnat un apel prin care îi chemăm pe europeni la urne. Aceste alegeri europarlamentare nu sunt alegeri obișnuite. La aceste alegeri se decide realmente viitorul Uniunii Europene. Vedeți că avem peste tot partide eurosceptice, politicieni populiști, politicieni care nu vor să continuăm în această frumoasă Uniune Europeană, iar cetățenii europeni sunt chemați să decidă prin vot ce fel de viitor vrem pentru Uniunea Europeană. Este clar că avem de ales între partide tradiționale, partide care vin cu soluții și partide populiste, extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu soluții. Iată, și pentru noi, pentru români, acest vot contează. Și acest vot contează și la europarlamentare și la referendum. Referendumul pe care l-am convocat este despre viitorul nostru în Uniunea Europeană. Acum se decide calea pe care vom merge în Uniunea Europeană. Și merită să votăm, fiindcă am muncit, noi toți am muncit ani de zile ca să ajungem aici. România este o țară europeană, este o țară respectată, se vede. Vor veni toți liderii europeni astăzi aici la noi. Haideți să fim pro-europeni, să mergem la vot, să votăm pentru viitorul nostru european. Votul românilor contează.
contează în România și contează în Europa. Domnule președinte, puteți în discuțiile informale ridica și o problemă care ne doare pe noi în România, aceea spațiului Schengen? Știm foarte bine cât am muncit pentru a fi parte din spațiul Schengen. Vedeți, am muncit enorm de mult și această chestiune Schengen am pus-o în discuție de nenumărate ori și fiți siguri că și astăzi voi discuta despre liderii europeni, despre Schengen. Însă, vedeți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne imaginăm. Avem politicieni care, din păcate, au arătat Europei că nu avem numai o față frumoasă. Avem și politicieni care atacă justiția, din păcate. Avem politicieni care, din păcate, atacă chiar și instituțiile europene. Și în aceste condiții, din păcate, în loc să mergem mai departe, să fim acceptați cu totul și inclusiv în spațiul Schengen, au apărut acele discuții despre statul de drept din România, discuții care, evident, au fost antamate de politicienii noștri care vor altceva decât binele României. Românii își doresc să fie europeni și vă promit că vom rămâne și pot să vă promit că peste puțin timp, probabil nu astăzi, dar peste puțin timp, vom fi și în Schengen și vom scăpa și de MCV. Se vorbește despre unitatea Europei la Sibiu, domnule președinte, dar scena politică internă pare mai dezbinată ca niciodată. Aveți un mesaj inclusiv pentru majoritatea guvernamentală care nu e prezentată? Am un mesaj clar pentru români. Haideți să decidem împreună viitorul României. Haideți să mergem la vot, să avem un rezultat clar și să știm ce vrem. Eu vreau România puternică în Europa. Spuneați despre viitorul Europei. Habe euch gehört. Komm sofort. Spuneați despre viitorul imediat României în Europa. Se va regăsi pe tema discuțiilor de astăzi și problema securității energetice, mai ales dacă ne gândim că noi suntem în Europa de Est. Pe agenda strategică, cu siguranță, această chestiune se va regăsi. Astăzi bănuiesc că în cadrul discuțiilor vom aborda, pentru a stabili liniile directoare pentru agenda strategică pentru următorul mandat și chestiuni legate de climă, chestiuni legate de securitate energetică, toate acestea vor fi discutate. O să vedeți în declarația de la Sibiu, multe chestiuni vor fi enunțate, dar următoarea fază este la Consiliul din iunie, când stabilim agenda strategică pentru următorul mandat. Veți participa la meeting-urile PNL pentru referendum pe care le organizează? Eu voi participa la meeting-uri pentru a face cunoscut referendumul, da. Domnule președinte, vă rog. Ați redactat cu pixul pe hârtie declarația de la Sibiu. Am contribuit un pic la declarația de la Sibiu. Mulțumesc, ne mai vedem astăzi. Die Zukunft Europas sieht gut aus. Deshalb kommen wir heute hier zusammen, hier in Sibiu, Hermannstadt, mitten in Rumänien. Für mich ist das ein Zeichen, dass Rumänien definitiv in der Europäischen Union angekommen ist. Wir kommen zusammen, um über die Zukunft der Europäischen Union zu diskutieren. Zukunft bedeutet Sicherheit für unsere Bürger. Das bedeutet, dass wir die Krisen vernünftig beenden und vernünftig weitermachen. Das bedeutet, dass wir wissen, wie wir in Europa weiterkommen, wie die Entwicklung in Europa weitergeht. Das bedeutet, dass die Europäische Union eine relevante Stimme im globalen Konzert bekommt. Das bedeutet Energiesicherheit, das bedeutet eine ganz große Verantwortung für unseren Planeten, für Klima und vieles anderes, was alles dazugehört. Das wollen wir heute hier besprechen. Es wird eine Erklärung von Hermannstadt von Sibiu geben und im Juni werden wir das dann alles besiegeln im Rahmen eines formellen Summits. Spitzenkandidaten, ja, wir stehen vor der Europawahl. Es sind noch 2 Wochen bis zur Europawahl. Ich komme gerade von einem Summit der Volkspartei.
Und ich denke, wir haben da einen sehr guten Kandidaten, Manfred Weber. Andere haben auch Kandidaten. Aber letztendlich, darum gibt es Wahlen, damit die Wähler bestimmen, wer das Sagen hat. Ich wünsche mir persönlich, dass die Europäer ihre Stimme Parteien geben, die Verantwortungsbewusstsein haben, die Verantwortungsbewusstsein bewiesen haben und die wissen, wie man die Probleme angeht und auch löst. Wir wissen alle, zurzeit gibt es eine ganze Menge von Populisten, von Extremisten, die alle schön klingende Slogans klopfen, aber Lösungen haben die keine. Von daher die Verantwortung für die Zukunft der Europäischen Union liegt bei uns und beim Wähler. Ich hoffe, dass das alles gut weitergeht. Soll der Spitzenkandidat mit den meisten Stimmen EU-Kommissionspräsident werden? Ja oder nein? Sind Sie dafür? Das Modell Spitzenkandidat gibt es seit der vorigen Wahl und es ist richtig, dass man einen Spitzenkandidaten hat. Schließlich wollen die Europäer jemanden sehen, der da für die Partei steht. Und weil die Rede drauf kam, ja, ich möchte das Modell Spitzenkandidat weiter, aber persönlich wünsche ich mir noch viel mehr für die Europäische Union. Ich denke, die Union und ihre Bürger sind ein bisschen auseinandergedriftet. Wir müssen wieder zusammenkommen. Politiker und Wähler kommen in Wahlen zusammen. Und ich denke, wenn wir Europa, die Europäische Union, wieder näher an den Wähler bringen wollen, dann müssen wir dem Wähler etwas zu wählen geben. Man sollte doch direkt wählen können, sei es den Präsidenten des Europäischen Rates, sei es den Kommissionspräsidenten, dann erst hätten wir wirklich einen Spitzenkandidaten, den der Europäer wählt und weiß, wenn er gewinnt, dann ist er da. Haben Sie Angst, dass Donald Trump den Spitzenkandidatenprozess heute Abend an sich reißt? Nochmal bitte. Haben Sie Angst, dass Donald Tusk den Spitzenkandidatenprozess heute Abend an sich reißt und damit beerdigt? Nein, nein. Wir sind vernünftige Politiker und wir werden den Wahlkampf so führen, dass die Europäer auch was davon verstehen und dass sie auch die Hoffnung und den Optimismus, den ich zum Beispiel vermitteln will, hier mitbekommen. Mr. President, question in English or in French, please. You are discussing the future of Europe in Romania. And the future of Europe depends also with what's going on around Europe. Are you worried that the nuclear deal, that Iran will leave the nuclear deal, and this is, will pose a direct threat to the European Union's security? This is problematic. And my opinion is that the deal has to be safe. It's a good deal, it's a fair deal, and we have to stick to it. What do you need to do? Thank you. Reprezenta pe viitor ceva. Știm că aici vor fi discuții de principiu și că tot ceea ce se pune aici ca bază pentru agenda strategică a Uniunii Europene se va adopta la Consiliul de Vară din iunie. Totuși, așteptăm o declarație de la Sibiu. Astăzi vom avea declarația de la Sibiu care va arăta că noi suntem uniți, știm în ce direcție vrem să mergem, știm cum să gestionăm problemele Uniunii Europene. Suntem, trebuie să fim realiști, la 2 săptămâni de alegerile europarlamentare. Vrem să transmitem optimism, vrem să transmitem un sentiment bun pentru viitorul Uniunii Europene. Fiindcă noi suntem hotărâți să ne implicăm, să rezolvăm problemele Uniunii și să definim un viitor bun, o prosper, sigur pentru cetățenii europeni, să eliminăm aceste sentimente de incertitudine, de insecuritate, care ușor, ușor au apărut la mulți europeni. Nu este cazul, fiindcă noi vom gestiona problemele bine. Se vorbește? Poate juca un rol mai important, domnule președinte, în viitor? Vedeți că rolul important al României se vede astăzi, aici, în centrul României, în Sibiu, se discută viitorul Uniunii Europene. Este o zi mare pentru România și pentru români, fiindcă astăzi, de ziua Europei, Europa vine la noi în România. România contează,
românii contează și acesta este un mesaj foarte important pentru noi aici. Pe de altă parte, da, suntem hotărâți să ne implicăm pentru a rezolva problemele, oricare ar fi ele. Domnule președinte, se vorbește și despre Brexit. Da, acest summit nu este despre Brexit. Inițial trebuia să fie acest summit imediat după Brexit. Brexitul încă nu s-a întâmplat, însă chestiunea Brexitului nu va fi pe agenda discuțiilor de astăzi. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim. Ne mai vedem! Da, să meargă la vot, fiindcă votul contează, și votul la alegerile europarlamentare și votul la referendum. Este despre viitorul nostru european, așa că mergeți la vot. Nu credeți că sunt dezamăgit? Mr. President, quick word in English. What is the future for Europe in your view? It's a good future. It's a good future, and this is why we come together today in Sibiu. We are talking about the future of the Union. We are united. We know what to do. We know when to do, and we know how to do. We are designing the guiding lines for the strategic agenda for the next mandate, and we are very determined to maintain the European Union as a very successful project. Do you think that will be tricky? Will that be hard?